ocazia sărbătorii nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, vă dorim multă binecuvântare, multă sănătate, multă pace în suflet, multe împliniri și un sincer și călduros la mulți ani! Fiți binecuvântați! Radio Vocea Creștinilor, vă prețuim, vă binecuvântăm în numele Lui Iisus și vrem să vă mulțumim de aici, de la Constanța, de la malul Mării Negre, pentru toată slujirea de care ne faceți parte, pentru fiecare emisiune. Personal, urmăresc cu interes, cu bucurie, cu dragoste emisiunile dumneavoastră. Ascult Radio Vocea Creștinilor. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi și pentru toți invitații pe care îi aduceți în emisiuni, pentru subiectele abordate, subiecte de interes, și mă rog ca Dumnezeu să îmbrace cu putere pe fiecare dintre cei pe care îi chemați acolo să vestească cuvântul lui Dumnezeu, să explice. Mă rog pentru Radio Vocea Creștinilor. Cer lui Dumnezeu binecuvântare și protecție peste voi, peste slujirea voastră și fie ca El să îngrijească de toate nevoile voastre. Vă prețuim și eu personal mă simt binecuvântată cu voi, postul acesta de radio și cu fiecare emisiune pe care o faceți. În sărbătoarea aceasta care ne așteaptă, care ne stă înainte, dorim să vă urăm din toată inima, ca bucuria întrupării Mântuitorului nostru Iisus Hristos să fie deplină în viețile fiecăruia dintre noi. Bucuria nașterii Mântuitorului să domnească zi de zi peste viețile dumneavoastră, peste tot ceea ce faceți, peste familiile dumneavoastră și nu doar de Crăciun, nu doar acum să avem bucurie. Nu doar acum să iubim, nu doar acum să fim mai buni, nu doar acum să îl mărturisim pe Hristos, ci zi de zi să fim o mărturie pentru gloria și slava Domnului Său. Vă binecuvintez în numele Lui Iisus Hristos, vă doresc sărbători binecuvântate în Domnul și pacea Lui Hristos, care trece orice pricepere, să vă păzească și să vă copleșească inimile zi de zi. Fiți binecuvântați! Iubiți frați și surori ai comunității Vocea Creștinilor, vă salut și eu din Satul Mare cu o salutare sfântă în Domnul. Mă bucur să văd că lumina Evangheliei luminează tot mai mult în aceste vremuri și știm cu toții că este vremea trezirii. Ne bucurăm de voi, de activitatea voastră și vrem să știți că nu sunteți singuri, vă păstrăm mereu și vă purtăm în rugăciunile noastre. Cu ocazia acestei sărbători, fie ca și lumina Domnului să lumineze peste noi și așa cum s-au bucurat în primul secol oamenii și se bucură omenirea, cum s-a spus și în Luca 2:11, astăzi, în cetatea lui David, s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Datorită acestei bucurii să ne salutăm cu toții cu salutul acesta, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Fiți binecuvântați cu sărbători binecuvântate! Îngerii cântă, magii îl adoră, păstori aleargă, iesle o înconjoară, mai minun se întâmplară. Îngeri și oameni, îngeri și oameni cântă împreună. Îngeri și oameni, îngeri și oameni îi cântă împreună. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoră, păstori aleargă, iesle o înconjoară, mari minose întâmplară. Toți să-i dăm loc, da, toți să-i dăm loc, da, în inimi să se nască. Toți să-i dăm loc, da, toți să-i dăm loc, da, inimi să se nască. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoră, păstori aleargă, iesle o înconjoară, mari minunse întâmplară. Căci El a venit, căci
căci El a venit, căci El a venit să mântuie poporul. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoră, păstori aleargă, iesle o înconjoară, mari minuni se întâmplară. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoră, păstori aleargă, iesle o înconjoară, mari minuni se întâmplară. Păstori aleargă, iesle o înconjoară, mari minuni se întâmplară. Pace! Pentru că suntem în ajunul sărbătorilor de iarnă, aș dori să am câteva gânduri și urări platformei Vocea Creștinilor și, în primul rând, fratelui Ciprian. Vă doresc sărbători binecuvântate, multă pace, bucurie, o pace care vine de sus, o pace care a adus-o Domnul nostru Iisus Hristos acum 2000 de ani și care au primit-o păstorii și magii. Acea pace divină să vă umple inimile și casele voastre. Iar în anul care vom intra, vă doresc din toată inima multă sănătate, vă doresc multă biruință în lucrarea Lui, sunteți în inima mea, vă port în rugăciunile mele, vă doresc un an plin de prosperitate în Domnul. Vă iubesc și vă prețuiesc. De aici, din Italia, cu multă dragoste, Viola. Sărbători fericite! Hei, salut toată echipa Vocea Creștină, mă bucur foarte mult că am oportunitatea de a vă putea ura sărbători fericite și pline, Domnul, pentru că acest lucru este cel și cel mai important. Mulțumesc mult, Vocea Creștinilor, și Domnul să vă binecuvânteze în continuare lucrarea pe care ați început-o. E foarte tare. Îmi place mult să vă urmăresc. Mă numesc Ana Jurița și vă urmăresc din Londra. De puțină vreme v-am descoperit, dar de atunci, seară de seară, sunt alături de voi. Mulțumesc Domnului pentru fiecare emisiune și fiecare invitat. Sunteți minunați! Vreau să vă doresc din toată inima Crăciun fericit și multă sănătate! Un an nou binecuvântat de Domnul Iisus, să prosperați în lucrarea Domnului și să Domnul să binecuvinteze familiile voastre a tuturor. Sunt alături de voi! La mulți ani, Vocea Creștinilor!